Rubică oferită de Focality. În anul 1872 s-a născut Barbu Știrbei. A fost un om politic al României. El a jucat un rol deosebit în politica țării până în anul 1931, când a fost exilat de către Carol al II-lea. În anul 1916 s-a născut Ruth Hadler. A fost un inventator american. Printre produsele pe care le-a patentat se află celebra păpușă Barbie. În anul 1951 s-a născut Traian Băsescu, este un politician român, fost președinte al României între 2004 și 2014. Anterior, din iunie 2000 până în decembrie 2004, a fost primarul general al municipiului București, ales din partea Partidului Democrat. În anul 2001 a câștigat în cursul alegerilor interne președinția Partidului Democrat, înlocuindu-l pe Petre Roman. A fost copreședinte al Alianței Dreptate și Adevăr, formată din PNL și PD în anul 2003. În urma retragerii lui Teodor Stolojan, din cursă, Traian Băsescu a devenit candidatul Alianței DA pentru președinția României. La alegerile prezidențiale din anul 2009 a fost reales președinte al României pentru un mandat de 5 ani, învingându-l pe Mircea Joană. La 1 ianuarie 2007, în timpul mandatului său de președinte, România a aderat la Uniunea Europeană. În anul 1969 s-a născut P. Didi. Este un rapper, songwriter, producător, director, executiv, designer și actor. În luna octombrie anului 2006 și-a schimbat numele de scenă în Didi. Are o avere impresionantă, estimată la 358 de milioane de dolari, fiind al doilea om ca bogăție din industria hip-hop-ului. În anul 1972 s-a născut Luis Figo. Este un jucător portughez de fotbal care a evoluat pentru Sporting City, Barcelona, Real Madrid și Inter Milano. Deține recordul de selecții la națională, un total de 127 de selecționări. În anul 1465 a murit Maria Oltea, cunoscută și sub numele de doamna Oltea, a fost mama lui Ștefan cel Mare, fiind înmormântată la mănăstirea Probota. Nu se știe cu certitudine dacă a fost sau nu oficial soția domnitorului Bogdan al II-lea lui Ștefan cel Mare. În lucrarea România, cum era până în anul 1918, Nicolae Iorga o descrie pe mama lui Ștefan cel Mare astfel. N-a fost soție de domn, dar din iubirea ei cu un domn viteaz a dat naștere într-un ceas fericit lui Ștefan. Stefan Vodă cel Mare, Mântuitorul. Anumite izvoare istorice presupun că toți cei cinci copii ai Mariei Oltea provin dintr-o relație precedentă celei avute cu domnitorul Bogdan al Doilea. În anul 1995 a murit Itzhak Rabin. A fost comandantul statului major al armatei israeliene în războiul de șase zile, ambasadorul Israelului în Statele Unite, ministrul muncii, conducător al Partidului Muncii, ministrul apărării și de două ori prim-ministru israelian. A fost asasinat de către un extremist evreu. Ița Rabin s-a născut la Ierusalim și a fost asasinat la Tel Aviv la sfârșitul unei mari manifestări de sprijin pentru politica sa de pace cu palestinienii arabi. În anul 1862, inventatorul american Richard Gatling brevetează mitraliera. În anul 1873, americanul John B. Beers a patentat prima coroană dentară din aur. Tot în anul 1873, Anthony Isk a patentat mașina de tăiat carne în felii. În anul 1922, exploratorul englez Howard Carter a descoperit mormântul lui Tutankhamon în Egipt. În anul 1980, republicanul Ronald Reagan devine cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite. În anul 2008, democratul Barack Obama a fost ales drept cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite, primul de culoare. În anul 2015, premierul Victor Ponta își depune demisia la presiunea protestelor din centrul Bucureștiului în urma tragediei din Clubul Colectiv, tot în aceeași zi și primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, își depune demisia. Această rubrică a fost oferită de Focality.